studenții se întrec în multimedia la o nouă competiție a Universității Politehnica Timișoara. Interactive Digital Media Student Contest este o competiție studențească ce își propune să stimuleze creativitatea și spiritul de competiție în domeniul multimedia. Concursul se adresează studenților de nivel licență și master de la universități din România și din străinătate, dar pot participa și elevi. Studenții vor avea ocazia să-și prezinte cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanții mediului economic, posibili angajatori ai participanților. Secțiunile concursului sunt dezvoltare web, dezvoltare pentru dispozitive mobile, producție audio-video, design grafic și internetul obiectelor. Este cea de-a cincea ediție a concursului Interactive Digital Media. Este un concurs studențesc care este deschis pentru studenți din orice universitate din România sau din străinătate și pentru studenți din orice nivel de studiu, licență, master, doctorat. Concurs pe care însă începând de anul trecut l-am deschis și pentru, pentru elevii de liceu. Vom avea uneori și echipe mixte. Anul acesta avem 29 de proiecte înscrise în competiție, ceva mai mult decât de obicei. Competiția se desfășoară pe 5 secțiuni. Vom acorda premiu pentru fiecare secțiune și un mare premiu al competiției, proiectului pe care l-am considerat cel mai bun din participanți. Studenții și-au arătat interesul față de această competiție participând într-un număr mult mai mare ca în anii precedenți. La concurs s-au putut înscrie atât echipe cât și studenți individuali, iar aplicațiile au fost jurizate în funcție de complexitatea și rezultatul final, fără să conteze numărul membrilor din echipă. Juriul a fost format din specialiști ai Universității Politehnica Timișoara și reprezentanții ai firmelor partenere. Am pregătit o aplicație web și o animație. Aplicația web se numește Emon și este o aplicație pentru copii să învețe informatică vizual, adică scrii codul și vezi ce se întâmplă în spate. Am încercat să facem aplicația asta deoarece am vrut să oprim fenomenul acesta de a memora codul și nu a-l învăța logic. Vrem să dezvoltăm aplicația și mai departe pentru alte materii, cum ar fi, nu știu, admitere la biologie sau la medicină sau orice altceva. Dificultățile pe care le-am întâlnit au fost, nu știu, gapsul ăsta între profesori și elevi. Ce spun elevii că vor și ce spun profesorii că vor. Am încercat să găsim o cale de mijloc, să discutăm cu ambele părți și să găsim cea mai bună variantă pentru ei. Iar animația se numește Essence of Reality și este o animație în care se pune accentul între viața reală și viața virtuală. Și vrem să evidențiem că viața virtuală e bună într-un anumit scop, dar avem nevoie și de viață reală ca să putem să trăim să comunicăm. Pentru astăzi am pregătit o platformă mobilă bazată pe locație, prin intermediul căreia utilizatorii pot găsi în comunitatea din care fac parte oameni cu interese similare, iar apoi să se alăture la activități care sunt de interes pentru toate părțile. De cât timp vă pregătiți și cam câți membri ați fost în echipă? În momentul de față suntem 5 membri prezenți în echipă și lucrăm de aproximativ 2 luni de zile la proiect. A mai fost cineva care v-a ajutat? Au fost mentori care ne-au ajutat în principiu pe partea de business, pe partea de concretizare a unui plan de afacere în jurul ideii noastre de proiect, dar din punct de vedere tehnic și din punct de vedere organizatoric al echipei, am fost independenți. Participanții au putut câștiga astfel premii atractive, precum tablete, monitoare, smartphone-uri, acestea fiind oferite de parteneri.